În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Mi-a plăcut așa mult ceea ce ne-a spus Valentin mai înainte, încât vă rog să-mi dați voie să încep cu o ilustrație în completarea ceea ce el ne-a împărtășit din Cuvântul lui Dumnezeu. Cunosc un frate care, din partea Asociației Oastea Domnului Gherla, trebuia să ducă în fiecare lună un pachet unui domn pe nume Feri. Omul acesta, de etnie maghiară, era și ateu, după câte se părea, dar de ani de zile trăia o suferință teribilă. Avusese un accident, nu mai putea să iasă din casă și toată ziua se plimba prin apartament cu un scaun cu rotile. Știu că fratele acela i-a vorbit, sau mai corect spus, a încercat să vorbească și despre Dumnezeu și a spus: aș vrea să nu vorbim despre Dumnezeu și aș vrea să nu ne rugăm, a spus domnul acesta. Dar ani de zile, poate peste 3 ani, 4, 5 ani, nu mai țin minte, fratele nostru i-a dus un pachet și povesteau despre fotbal, despre toate. Și într-o zi omul acesta a murit și a lăsat o vorbă și a spus surorii lui, de fapt, nu mai avea soție, n-a avut niciodată soție, din câte mi-amintesc, dar i-a spus surorii lui: te rog să-i spui domnului respectiv că cele mai frumoase momente din viața mea, din ultimii ani, au fost atunci când mă vizita și povesteam. Nu mai am timp să insist pe subiectul acesta. Mulțumim, Vali, pentru provocare și aș vrea să spun în numele meu și aș vrea să spunem cu toții, și celor care poate pentru prima dată la Oastea Domnului și celor care ne urmăresc pe internet, că ne pare rău că nu reușim mai mult să stăm de vorbă, dar ne dorim lucrul acesta. Și Dumnezeu să ne ajute să cultivăm relații de omenie, că de aici pleacă oportunitatea vestirii Evangheliei într-un mod autentic, așa cum ne dorim cu toții. Iubiți frați și surori, Părintele Iosif Trifa a spus, așa cum vedeți pe ecran, că orice ostaș al Domnului trebuie să fie un harnic școlar al Bibliei. Și dați-mi voie să deschid cartea aceasta de căpătâia noastră a celor de la Oastea Domnului, scrisă de Părintele Iosif Trifa, și să citesc câteva rânduri de la pagina 184 din ediția 1996. Adunările Oastei Domnului, spunea Părintele, trebuie să fie înainte de toate, auziți, o școală a Bibliei, o școală biblică. Biblia este o școală minunată, o viață întreagă ține această școală. Toți școlarii Bibliei, văzând cu ochii, capătă dar, înțelepciune, cunoștință duhovnicească, pentru că Biblia este cartea lui Dumnezeu, este o carte plină de putere, de dar și de har. Tocmai pentru asta Biblia este o carte persecutată, spune Părintele. Nici o carte din lume n-a fost și nu este atât de persecutată ca Biblia. Diavolul se străduiește în tot chipul să-i țină pe oameni departe de această carte minunată. A diavolului este și minciuna că Biblia ar fi o carte pocăită. Ostașilor din Oastea Domnului, spune Părintele Iosif Trifa, țineți la Biblie și citiți în Biblie, în tocmai cum soldatul ține la arma sa. Și atât de frumos zice mai departe: eu cred că n-am de la Domnul o altă încredințare și poruncă mai mare decât aceasta, să strig neîncetat cuvintele Lui: cercetați Scripturile, că socotiți că în ele aveți viața veșnică, și acelea sunt care mărturisesc despre mine. Un ostaș al Domnului trebuie să fie un harnic școlar al Bibliei, un harnic cercetător al Bibliei. În adunările Oastei Domnului, toți ostașii cititori, și nu cred că mai avem ostași necititori, toți ostașii cititori să aibă Biblia, slăvit să fie Domnul. Nu vreau să ridic Biblia sus și să vă rog să faceți la fel.
că știu că o vezi la dumneavoastră. Și versetele din Biblie asupra care aș vrea să insist în minutele care urmează, le vom vedea și pe ecran, slavă Domnului pentru tehnica care o avem astăzi. Dar pornind de la această chemare a Părintelui Iosif Trifa ca fiecare ostaș să fie un harnic școlar al Bibliei. Acum, la început de an bisericesc, în prima duminică din luna septembrie, ne-am gândit cu frații și s-a hotărât la ultimul sfat frățesc să începem un rând de vorbiri din Cuvântul lui Dumnezeu, să le numim predici, poate e prea tehnic spus, în care să învățăm cu toții Constituția Împărăției Cerurilor. Ne-am gândit dintre toate temele la care ne-am putea opri din Cuvântul lui Dumnezeu să ne oprim la aceasta. Ce înseamnă Constituție? Și are Împărăția Cerurilor vreo Constituție? Dragii mei, vreau să vă spun că dacă există această instituție, dacă există acest loc, în primul rând e din pricina Constituției pe care țara aceasta o are și care spune că în România libertatea de exprimare este sfântă. Vreau să vă spun că toate instituțiile care există în țara aceasta, tot ce se face frumos și bun, nu mai vorbim de ce se face mai puțin bun, dar tot ce se face frumos și bun pornește din faptul că există o Constituție, există o lege fundamentală care le dictează pe toate celelalte. Ei bine, se vorbește că și Domnul Iisus Hristos ne-a prezentat o Constituție a Împărăției Cerurilor în toată Evanghelia, dar în mod deosebit într-una din predicile sale. Înainte să enunț această predică și să mergem mai departe, vreau să întreb, dar are și Împărăția Cerurilor o Constituție? Cu siguranță că în ceruri, în aspectul eschatologic, în aspectul de dincolo, din eternitate al Împărăției Cerurilor, Iisus e Constituția, Dumnezeu, Sfânta Treime, este totul și nimic nu mai trebuie adăugat. Dar aici, pe pământ, ne-a lăsat cuvântul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, și în acest cuvânt ne-a lăsat chintesețea în învățăturii sale, texte de absolută profunzime și frumusețe, care ne vorbesc despre Constituția Împărăției de aici, de pe pământ, că este o împărăție dincolo, dar există și o împărăție aici, pe pământ, a cerurilor, și aceasta e biserica, și aceasta suntem noi toți, aceia care am fost salvați de El și ne punem încredere în El. Din toată Sfânta Scriptură ne-am hotărât cu frații să ne oprim anul acesta la predica de pe munte a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care poate fi socotită, dragii mei, Constituția în formă rezumată în trei capitole, capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei. Domnul Iisus a vrut să-și învețe ucenicii esența Evangheliei pe care avea să o predice în lumea aceasta și dorim, cu harul și ajutorul lui Dumnezeu, să ne oprim la acest subiect, la acest text din Sfânta Scriptură. Din toată această predică de pe munte voi citi doar trei texte în dupămasa aceasta. Matei capitolul 5, versetul 20, să luăm aminte, vă spun, zice Domnul Iisus Hristos, că dacă neprihănirea voastră, că dacă neprihănirea ta, Mihai, nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Al doilea text, Matei capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor adăuga pe deasupra. Și ultimul text, Matei capitolul 7, versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Iată așadar trei repere din Constituția Împărăției Cerurilor pe care dorim în adunările de duminică să le accentuăm, să le aprofundăm cu harul, cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales cu rugăciunile frăților voastre și ale tuturor celor ce ne urmăresc, începând de duminica aceasta și până Dumnezeu ne va ajuta.
Fericitul Augustin a spus că predica aceasta de pe munte, varianta mateană, varianta Evanghelistului Matei, pe care dorim să o studiem împreună duminica, predica aceasta de pe munte este îndreptarul sau modelul desăvârșit al vieții creștine. O lege nouă în contrast cu cea veche. Și unii s-au grăbit să spună o lege imposibilă. Afirmațiile lui Iisus de aici, au spus mulți autori, sunt absolute, sunt duse la un ideal pe care niciodată nu-l vom putea atinge. Dar alții au spus, nu e adevărat, Iisus nu ne-ar fi predicat ceva ce nu putem să facem. Dar e adevărat că aici avem provocarea supremă, provocarea ultimă care ne-o face Iisus și pe care, e adevărat, prin puterea noastră nu o putem împlini, dar prin harul și puterea Duhului Sfânt putem să tindem să o împlinim. Tolstoi, romancierul și reformatorul rus, reflectând la predica de pe munte, a spus că dacă 5 porunci din această predică, 5 porunci din 3 capitole, înfrânarea mâniei, castitatea, interdicția cu privire la jurăminte, neîmpotrivirea și dragostea fără rezervă față de dușmani, dacă acestea 5, spunea Tolstoi, ar fi respectate cu strictețe, nu de suprafață, cu strictețe, s-ar stârpi tot răul și s-ar instaura o împărăție utopică. N-ar mai exista poliție, spunea el, n-ar mai exista armată, n-ar mai exista instituții care să pedepsească răul, pentru că răul n-ar mai fi în noi. Doamne, ce frumos ar fi ca Biblia, ca această Constituție a Împărăției lui Dumnezeu, în mod cu totul special, să fie împlinită. Ce ar fi lumea noastră și noi putem fi primii mesageri care să o ducem printre toți ceilalți și să-i provocăm și pe ceilalți, nu atât prin cuvintele noastre, cât prin exemplul nostru, să o respecte. Dar ceea ce aș vrea să reținem în duminica aceasta este că în toate aceste 3 capitole, că în toată această predica sa de pe munte, Domnul Iisus a dorit să ne învețe că în împărăția lui Dumnezeu, mare atenție, intră oameni care se schimbă din interior spre exterior, care n-au doar o formă de religie, ci o conduită exterioară care exprimă o realitate interioară. Dragii mei, dacă cântarea pe care o cânt nu spune ceva despre ce e în inima mea, înseamnă că totul este doar la exterior și s-ar putea să nu intru în împărăția cerurilor. Dacă eu vă predic dumneavoastră, dar nu cred în inima mea tot ceea ce vă spun aici, înseamnă că s-ar putea să nu intru în împărăția cerurilor. Și exemplele pot continua. Și asta este esența învățăturii Domnului Iisus Hristos din această predică de pe munte, în care cu harul și ajutorul lui Dumnezeu pășim, învățând Constituția împărăției cerurilor. Ne vom întâlni cu 3 principii sau cu 3 provocări. 3 lucruri la care trebuie să fim foarte, foarte atenți. Primul, Evanghelia ne cheamă la un nou caracter determinat de un nou scop al vieții. Repet, Evanghelia ne cheamă la un nou caracter determinat de un nou scop al vieții. Dacă am înțeles asta, încep să pășesc în împărăția lui Dumnezeu. A doua provocare cu care ne vom întâlni, Evanghelia ne cheamă la o nouă conduită sau la un nou fel de a fi, determinată de noul caracter pe care îl cultivăm în viața noastră. Și mi-a plăcut așa de mult eseul lui Rebecca, care exact despre asta a vorbit, despre faptul că ne-e așa de greu de multe ori să cultivăm caracterul acesta nou. Dar Evanghelia ne cheamă la o nouă conduită, oricât e de greu. Oricât ai vrea să lași armele jos astăzi. Oricât ai vrea să nu mai știi nimic de Hristos și de Evanghelie. Că ți-e prea greu, că te-ai săturat de eșecuri. Evanghelia te cheamă la luptă. Luptă să construiești în tine, prin harul lui Dumnezeu, în sinergie, în parteneriat cu Dumnezeu, o nouă conduită.
bazată pe acest nou caracter. Și în ultimul rând, Evanghelia ne cheamă la vigilență spirituală față de pericolele care ne-ar putea despărți de Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus i-a plăcut ilustrația casei cu care își încheie predica de pe munte, capitolul 7, în Evanghelia după Matei, aș vrea să folosesc această ilustrație și aș vrea să spun, viața noastră este ca și o casă, a fiecăruia dintre noi. Temelia este caracterul. N-ai caracter, n-ai temelie. Acolo trebuie să stea ceva foarte, foarte sigur la bază. Zidurile sunt conduita, sunt ceea ce vedem unii la alții și apreciem sau criticăm, ne încurajăm, ne descurajăm unii pe alții, dar ne zidim unii pe alții. Iar vânturile care vin sunt pericolele care o pot dărâma. Trei cuvinte cheie: caracter, conduită, pericole. Despre aceste trei subiecte, Dumnezeu să ne ajute să învățăm în perioada care urmează. Și aș vrea să mă opresc pe rând la acestea și apoi voi încheia. Evanghelia ne cheamă la un nou caracter, determinat de un nou scop al vieții. Și dacă aveți Biblia, vă rog să o deschideți împreună cu mine, Matei capitolul 5, începând cu versetul 1. Încă versetul 20, avem un text așa de greu, o afirmație atât de grea a Domnului Iisus Hristos. Vă spun că dacă neprihănirea voastră, dacă felul vostru de a fi înaintea lui Dumnezeu nu întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, dar ce făceau aceștia? Și Iisus spune așa foarte scurt la un moment dat, ei spun, dar nu fac. Ei spun, dar nu fac. Atât. Foarte simplu. Deci predică este, dar viață nu este. Nu că se întâmplă să nu fie, nu este deloc, nu-și propun, nu vor, nu-i interesează. E jobul lor, ei din asta trăiesc. Farisei și cărturarii. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece pe a lor, spune Iisus, cu niciun chip, nu veți vedea împărăția cerurilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Dragii mei, Evanghelia ne cheamă la un nou caracter. La un nou caracter. Și de aceea fericirile ilustrează tot ce trebuie să fie la baza vieții noastre. Ferice de cei săraci în duh. Ferice de cei ce plâng. Ferice de cei blânzi. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ferice de cei milostivi. Ferice de cei cu inima curată. Ferice de cei împăciuitori. Și ferice de cei prigoniți. A lor este împărăția cerurilor. În spatele tuturor acestor afirmații se ascunde acest caracter nou care trebuie să fie în mine, care trebuie să fie în tine, în dumneavoastră și în noi toți. Cei în care există acest nou caracter vor avea un nou scop al vieții și în mod implicit cei care au un nou scop al vieții vor avea acest caracter. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți cei care trebuie să dați gust lumii acesteia, să dați sens vieții celor din jurul vostru, voi sunteți lumina, voi sunteți cei care trebuie să-i călăuziți pe ceilalți. În viața aceasta, când înțelegi lucrul acesta și începi să fii sare și lumină în lumea aceasta, având acest nou caracter, ai îndeplinit primul punct din predica de pe munte. Păi, în al doilea rând, Evanghelia ne cheamă la o nouă conduită determinată de noul caracter pe care îl cultivăm în viața noastră. Nu se poate să ai la baza vieții un nou caracter, să fii sărac în duh, să plângi păcatele, să ai inimă curată, adică să fii transparent, să fii persecutat, să fii prigonit din pricina lui Iisus. Nu se poate și să n-ai o nouă conduită, un nou fel de a fi, o nouă manifestare. Și începând cu versetul 21 din capitolul 5, Iisus folosește așa numitele șase antiteze și Iisus spune,
ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Învățătorii voștri v-au învățat. Mihai v-a spus că e suficient dacă veniți duminica la adunare. În rest puteți să trăiți cum vreți. Dar eu vă spun că nu e așa, spune Iisus. Și în prima parte, Matei capitolul 5, versetul 21, începând până la finalul capitolului, Domnul Iisus ne învață noua conduită morală pe care trebuie să o avem. Apoi în capitolul 6, Domnul Iisus ne învață, începând din versetul 1 și până spre versetul 25, care este noua conduită religioasă pe care trebuie să o avem. Și Domnul Iisus spune să nu faci milostenie de ochii nimănui, să nu te rogi de ochii nimănui și să nu postești de ochii nimănui și să nu te rogi dacă nu poți ierta, să ierți și apoi să te rogi, să ai o conduită corectă în relația ta cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, ne învață Domnul Iisus Hristos să ai o relație corectă cu valorile lumii acesteia și El spune, nu accepta în viața ta să trăiești doar pentru bani, în al doilea rând pentru bani, în al treilea rând pentru bani și în al miilea rând pentru bani și pentru valorile lumii acesteia. Iar în al doilea rând, n-accepta, dacă vrei să intri în împărăția mea, să trăiești îngrijorându-te, 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 îngrijorându-te. Și vreau să concluzionez. Domnul Iisus ne învață, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, adică felul de a fi după voia Lui și apoi toate astea. Tot ce ai nevoie. Nu ce n-ai nevoie, nu ce nu ți-e spre mântuire, tot ce ai nevoie spre mântuire, adaug eu, ți se vor da pe deasupra. Și în al treilea rând, Domnul Iisus Hristos ne învață că atunci când vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, că atunci când la baza vieții noastre stă un nou caracter și avem un alt scop în viață, acela de a-L slăvi pe Dumnezeu, de a sluji pe Dumnezeu, de a-L onora pe Dumnezeu în lumea aceasta, atunci când conduita noastră morală se schimbă, atunci când conduita noastră religioasă se schimbă, atunci când raportarea noastră față de valorile lumii acesteia se schimbă și se schimbă cum vrea Dumnezeu, urmează o bătălie spirituală în viața noastră și avem nevoie, și al treilea și ultimul gând, să fim vigilenți față de pericolele spirituale care ne-ar putea despărți de Dumnezeu. Și în esență sunt patru pericole. Uitați-vă Matei capitolul 7, începând cu versetul 7. Primul mare pericol, să încerci să trăiești viața de credință fără să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Al doilea mare pericol, să încerci să mergi cu Dumnezeu, dar fără să-ți schimbi radical viața. Al treilea mare pericol este să asculți învățătorii falși, care par să fie oi, dar îs lupi în piele de oi. Și în al patrulea și în ultimul rând, să încerci să fii religios, dar nu pe calea sfințeniei. Religie, nu sfințenie. Religiozitate aparentă, de formă, de suprafață, dar nu relația autentică cu Dumnezeu. Și de aceea, ultimul text pe care îl citesc și pe care l-am mai citit și cu care vreau să mă apropii de încheiere, Iisus ne învață așa de frumos, intrați pe poarta cea strântă. Cum e poarta spre cer, frați și surori? Largă? E strântă. Acum vreau să vă mai dau niște vești proaste. Zice, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar auziți ce ne doare pe noi, că ne uităm în jurul nostru, am putea lărgi locul acesta, să fie mai multe scaune. De ce nu sunt mai multe scaune aici? Pentru că Domnul Iisus spune, dar strântă-i poarta, îngustă-i calea, care duce la viață și câți sunt cei ce o află? Puțini. Dar tu să fii dintre aceia care o află, evitând toate pericolele care te-ar putea despărți de Dumnezeu. Trei principii, trei provocări. Evanghelia ne cheamă la un nou caracter determinat de un nou scop al vieții. Evanghelia ne cheamă la un nou fel de a fi, la o nouă conduită determinată de noul caracter pe care îl cultivăm în viața noastră, oricât ne este de greu.
Și Evanghelia ne cheamă la vigilență spirituală față de pericolele care ne-ar putea despărți de Dumnezeu. Constituția Împărăției Cerurilor, subiectul care aș vrea să fie în inima noastră, care dorim să ne frământe, am vrea să învățăm baza, esența în continuare, nu că nu o știm, vrem să aprofundăm, la fel cum s-a făcut prin prima predică, la fel ca prin ultima și la fel ca prin toate care vor fi și mai ales prin cântări și poezii. Și să nu uităm ceea ce Părintele ne-a învățat. Orice ostaș trebuie să fie un harnic școlar al Bibliei. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.